Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! FCU se întoarce la Craiova pentru meciul cu Universitatea Cluj după ce a jucat prima rundă la Târgu Jiu. Două echipe aflate în zona retrogradării, dar cu ambiții mari după ce oltenii au jucat anul acesta barajul de Conference League, iar clujenii au fost la o lovitură de departajare de Cupa României. Lui Aurelian Chițu vine la susținerea atacului Bahasa, mai departe iese un 2-ul. Bahasa! Durman! Nu e offside, Alex, uite-te acolo în zona centrală, Mitre anulează poziția. Ozubin, arbitrul asistent, faza a curs, Aurelian Chițu nu s-a grăbit. Bahasa vine și susține, joacă din prima combinație foarte bună cu Bauza. Kipciu mai departe pentru Dan Nistor, care a plecat la învăluire, minge scoasă la marginea careului. Bahasa! Nu, am greșit, Bic. Și el, un fotbalist trecut pe acest stadion, a jucat la Universitatea Craiova, a marcat un gol senzațional din afara careului pe Arena Națională când juca la Universitatea Craiova contra celor de la FCSB. Aici dă cu dreptul, el e jucător de picior stâng. A dat cu interiorul. Kipciu, 2 pe 1 aici, cu Dan Nistor. Nistor! Aha, Nistor, gol! Dan Nistor! 1-0 Clujul în minutul 37! Cel de-al doilea gol marcat în acest sezon de U Cluj. Primul pentru Dan Nistor, cel care a pasat decisiv în prima etapă la reușita lui Alex Kipciu. Jucător de 35 de ani. Fotbalist care astăzi ajunge la meciul cu numărul 409, jucătorul activ cu cele mai multe meciuri în Superliga noastră. Așa este, este veteranul campionatului nostru. 2 pe 1 aici. S-a simțit până a venit Beton. Nistorul așteaptă, îl scoate ușor din joc. Nu te așteptai să dea cu stângul pentru că este dreptaci, dar, nici, dar prinde bine. Nici nu mă așteptam ca Robert Popa să fie la distanță atât de mare de linia porții. Este și greșeala lui pentru că mingea l-a prins foarte mult în față. Oricum nu e un portar cu tarie și apoi mingea l-a depășit foarte ușor. A, ce pasă pentru Chițu! Gol Craiova la începutul minutului 45. Romică Bârdeș ridică fanionul și e offside. Ia. Da, e offside. Nu merge Bahasa. Bahasa dă din prima! Aha! În transversală Chițu, offside, gol! Hai să vedem dacă îl primește. Și îl primește de această dată. Craiova egalează în minutul 50. Vai ce torpilă a prins Bahasa și oltenii egalară. Și cu piciorul stâng șutul lui Bahasa. Da, atenție, da. Fotbalist dependent de multe ori de dreptul, dă cu stângul de la 30 de metri și iată cum îi lasă mingea lui Chițu în fața careului mic din apropierea punctului de la 11 metri. Golgheterul din sezonul anterior nu ratează 12 stagiunea anterioară, unul acum. Să vedem și noi totuși reluarea, să nu fie totuși offside. Hai să vedem. Bahasa șut superb nou pentru că este Vătăjelul care anulează poziția. Gol perfect regulamentar marcat de Chițu, al șaselea în poarta Clujului din luna februarie încoace. Vai ce șut a prins. Vai ce șut a prins aproape sub transversală. Și uite că a dat gol cu capul. Noi spuneam că mai puțin cu capul, dar tot așa l-am scris. Senzațional șutul. Vătăjelul greșește în prima rundă, îl scapă pe Musi care marchează pentru Petrolul. Autogol în etapa a doua cu Rapid. Acum îl ține în joc pe Aurelian Chițu, dar n-are contracandidat pe poziție. Cu Bauza pleacă în Bahasa în profunzime. Foarte bună pasa lui Bauza! Scoate Gorceachi, Aurelian Chițu, gol Craiova! Ha, minutul 60, oltenii răsturnară rezultatul. Dacă se joacă pe contra, e convine Craiovei, da, pentru că are jucători tehnici pe spații mari, reușesc să facă diferența. Întoarce într-un sfert de oră FCU acest meci, un meci care părea dificil de întors. După prima repriză, cu Cluj a stat foarte bine în teren, a încasat gol repede, mai primește unul până în minutul 60. Deci e al șaptelea gol pe care Chițu-l dă lui U Cluj din februarie încoace. S-ar putea să fie un record pentru fotbalul nostru ca un jucător să marcheze unei echipe atât de multe goluri într-un timp atât de scurt. E adevărat, în campionate diferite. Și Gorcea respinge în față un șut dintr-un unghi aproape imposibil. Va încerca poate interiorul. Penalti Clujul! Da, aici, asta este cea mai bună reluare, e hands, e penalti. Nistor față în față cu Popa, Nistor, gol! U Cluj! 2-2, poate un rezultat echitabil, după 69 de minute. Crezi că merita Universitatea Craiova, FCU, merita avantajul?
l-a meritat și așa cum și Cluj merită să se egaleze. Petre acum are o discuție cu secundul lui, iarăși practic o luăm de la capăt, Alex, să știi, iarăși meciul trece într-o altă fază, ceea ce este evident foarte bine. Într-un final Clujul a reacționat excelent, a obținut penaltiul și reușește egalarea. Portarul n-a avut nicio șansă, cred că a plecat un pic prea devreme. Iar Nistor, așa cum ai spus și tu, este un executant foarte bun, a dat cu mult interior. Recuperează Bauza, un pic neatenție Ardeleni. Bauza în zonă centrală, CDB! Gol Craiova! Pentru a doua oară Olteni în avantaj. Ce se spune despre un antrenor? Că e meseriaș în funcție de schimbări. Știi ce vor spune contestatarii lui Nicolae Dică? De ce nu le-ai jucat din primul minut peste cu CDB? Trebuie să fie cineva și Gabi Balint în fotbalul de astăzi, nu? 3-2, minutul 77. De urmărit dacă din acest minut 77 poate să gestioneze avantajul FCU. Asta e o oltenească ce dansează el, ce? Pe la noi nu prea am văzut așa ceva. El la cel de-al treilea sezon în Oltenia a avut timp să învețe. Recuperează Bauza, e meritul lui. Ține de minge, un pic cu capul în pământ, dar dă drumul la minge apoi la fix. Pentru că dacă întârzia, îl băga în offside pe CDB, care cu latul frumos trimite pe sub Gorcea. Excelentă faza, excelentă faza. A avut răbdare Bauza, l-a văzut pe Chițu tras. Chițu n-a jucat acolo, el era da. Ca primă variantă. Chipciu direct cu popa. Chipciu, gol! Gol, gol, gol! Să trăiește Alex Chipciu, îl salutăm și noi. Senzațional Chipciu! I-am tot zis că n-are forță în picior, în piciorul drept, e adevărat. Acum a dat cu stângul, e adevărat, așa este. 3-3! Nemulțumit, Dică. Normal. Sigur, ești antrenor, tu marchezi 3 goluri și nu ești în avantaj. Cum e să dai 3 goluri acasă și să nu câștigi meciul, știi? Totuși, mai avem, e adevărat, din partid, dar există și această posibilitate. 3-3, până acum este meciul campionatului. Două etape și începutul celei de-a treia. Chipciu aici preia cu dreptul și trage cu stângul. A avut pe Dani Popa punct de sprijin, a jucat pe post de pivot aici Dani Popa, excelent, așa este. Ar trebui ca Alex folosește mai mult piciorul stâng. Folosește mai mult piciorul stâng pentru că intră. Chipciu pătrunde și nu-l atacă nimeni. Chipciu are un de șut, mingea este deviată. Gol Clujul în minutul 86. 4-3 pentru Ardeleni. Tot cu stângul. Extraordinar, extraordinar pare să fie meciul verii în Superliga noastră. Chipciu 3 goluri, îi egalează pe Larie și pe George Merloi în topul golgheterilor Superligii. 3-4. La pauză, atenție, 0-1. Cum se zice în ardelenește? Tulai, Doamne. Ce meci. Și cu șansă. Și cu șansă. Păi sigur că da, sigur că da. Mingea este deviată într-adevăr din blocajul acela, din acea contrabalonul, ia suficientă înălțime, un călcâi, un dublu Baramati. Mingea atinsă de doi jucători de la Craiova cel mai probabil. Gol norocos, dar e golul, s-ar putea, al victoriei.